salubrizare în municipiul Chișinău este în plină desfășurare. Astfel, săptămâna trecută în acest proces au fost antrenați aproape 300 de muncitori și aproximativ 50 de unități de transport. În cadrul lucrărilor de salubrizare au fost tăiați 103 arbori uscați, fiind luați la evidență aproape 100 de metri cubi de lemn. S-a intervenit și la curățarea terenurilor de ambrozie prin cosire și stropire cu soluții chimice. Potrivit autorităților municipale, parcul Muncești a fost prelucrat în totalitate contra țânțarilor. La fel continuă lucrările de spălare a străzilor și de salubrizare a stațiilor de așteptare. S-a intervenit pe o suprafață de 206 hectare. S-a cosit 95 de hectare de gazon, s-au evacuat 57 de rute de iarbă. În afară de aceasta, s-a amenajat 1680 de metri pătrați de gazon. La lucrările silvotehnice, pe parcurs săptămânii, au fost dobărâți 103 arbori, curățați 170.